Aranjarea meciurilor nu este acceptabilă în niciun sport, iar la nivelul fotbalului aceasta este o încălcare gravă a valorilor fundamentale ale UEFA, statutului și regulamentelor acesteia. Prin urmare, orice abuz trebuie raportat imediat. Această lecție, dar și multe alte reguli și sfaturi au fost comunicate de către investigatorul de integritate de la UEFA, Massimiliano Michenzi, aflat în vizită la Chișinău. UEFA acordă o atenție sporită temei integrității în fotbal și în ultimii ani, FMF a organizat un șir de seminare menite să susțină eforturile de combatere a aranjării meciurilor și a corupției în sport. Scopul acestora este de a educa și motiva membrii comunității sportive în identificare și prevenirea oricăror abuzuri care ar putea submina imaginea fotbalului. Recent, în perioada 5-6 martie, au fost organizate o serie de seminare în cadrul proiectului transnațional Motivation, la care a fost prezent și expertul UEFA în integritate, Massimiliano Michenzi, care a vorbit despre inițiativele UEFA în eradicarea fenomenului de manipulare în fotbal. Expertul UEFA Massimiliano Michenzi, alături de Corentin Segalan, coordonatorul platformei de combatere a manipulărilor în sport în Franța, și Natalia Chiria, coordonatoarea proiectului Motivation, au organizat mai multe ședințe cu antrenori, arbitri și sportivi. Aceste întruniri au ca obiectiv familiarizarea participanților cu platforma de denunțuri, crearea și implicarea în comunitatea de integritate și aplicarea politicilor de raportare abuzurilor la nivel național. Una dintre acțiunile de informare și instruire a avut loc la sediul Guvernului Republicii Moldova, cu prezența reprezentanților Platformei Naționale pentru Integritate în Sport. Principalele puncte din planul de acțiune Motivation sunt crearea unei comunități de integritate cu scopul de a analiza și discuta situațiile întâlnite în competiții, promovarea procedurii de raportare abuzurilor, dezvoltarea campaniilor de comunicare și sensibilizare în vederea corupției în sport și consolidare și eficientizare Platformei Naționale pentru Integritate în Sport. Motivation este un proiect transnațional finanțat prin programul Erasmus Plus Sport de Uniunea Europeană. Reunește 7 țări și Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Moldova, Polonia, Portugalia. Și are drept scop implementarea unor politici de denunțare a cazurilor de manipulare în sport. În cadrul proiectului, experți internaționali familiarizează actorii din domeniul sportiv și membrii platformelor naționale cu mecanisme eficiente de raportare și politici de denunțare, evidențiind totodată și importanța colaborării în detectarea, prevenirea și sancționarea manipulării în sport. Misiunea din anul acesta a permis Moldovei să beneficieze de expertiza combinată a rețelei platformelor naționale de combatere a manipulării în sport, anume grupul de la Copenhaga, creat pe lângă Comitetul Consiliului Europei de Monitorizare a Convenției Macola, și a fost reprezentat de președintele său, Corentin Segalan, precum și de cea a UEFA. Și aici țin să accentuez că acest proiect, precum și multe alte inițiative de cooperare internaționale în domeniul integrității sportive, se desfășoară cu suportul UEFA. Întrucât FMF, în calitate de coordonator național al proiectului organizat cea de-a doua vizită a experților, noi am considerat că invitarea unui expert UEFA ar aduce o plus valoare și un aport semnificativ în termeni de expertiză ședințelor cu actorii sportivi, dar și cu membrii Platformei Naționale pentru Integritate în Sport.